Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport, la Agriplanta, la Fundulea, într-o ediție specială. Invitații mei de la această oră sunt domnii Luigi Radu, director de vânzări și marketing Clas România, domnul Mihai Vașcu, director de marketing Apimar și domnul Cosmin Miroiu, specialist combine Ipso. Bună ziua și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici la Agricultura la Raport. O să încep cu domnul Miroiu și discutam un pic mai devreme cu domnul Popescu despre oferta pe care o aveți pentru fermieri, pentru cei care sunt interesați de produsele dumneavoastră. Știu că aveți multe lucruri de arătat, sunt mulți fermieri care sunt interesați de tehnologie, de tot ceea ce înseamnă produs inovativ și aici la AgriPlanta au posibilitatea să vadă cu ochii lor la ce nivel s-a ajuns din punctul ăsta de vedere. E tehnologia viitorului fără doar și poate, e mai mult decât atât. Putem să vorbim la un moment dat despre tehnologie la nivel de secol 21, fără să, fără să greșim. Cum îi deterinați pe cei care vin aici la AgriPlanta și nu numai să aleagă produsele dumneavoastră? Și cum faceți ca produsele dumneavoastră să intre mai ușor în posesia fermierilor? Ce condiții de finanțare le asigurați? Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. De fapt, întrebarea fiind multiplă, voi avea și un răspuns multiplu la aceasta. Mai întâi de toate, observăm de la an la an, de când participăm la AgriPlanta, că nivelul de conversație comerciale pe care îl avem cu clienții noștri crește. Și atunci, având și noi, beneficiind de o imagine destul de bună, să zicem, sau chiar foarte bună pe piața românească, deja plecăm de la un anumit nivel destul de înalt cu clienții noștri. Și în momentul în care vorbim despre combine, apropo de partea de recoltare, deja vorbim cumva direct la nivel de inteligență în recoltare. Și aici m-aș lega în primul rând de prima parte a întrebării dumneavoastră. Cu ce venim nou la târg și cum anume promovăm combinele noastre? Aș începe cu, dacă îmi permiteți, cu Regina Câmpului, bine cunoscută, începând de anul trecut de la Agritehnica. Este vorba de combina John Deere model S785, pe care îl avem pe stand, care face parte din seria S700. Este prima combină automată din lume, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, începând din această toamnă, vom lansa o tehnologie absolut specială prin care operatorul, în momentul în care este înrecoltat și este mulțumit de parametrii de recoltare, însemnând pierderi calitate în buncăr, în momentul respectiv el apasă pe buton, pe monitor, set target. Asta este tot ce face și, din acel moment, combina prea controlul întregii um, palete de um, configurații. Mă refer aici la setările la sita superioară, sita inferioară, la vânt, viteza la rotor și chiar și distanța la grătar. Toate acestea le facem în mod automat și în momentul în care condițiile de recoltare se schimbă, să presupunem că ne apare o zonă de verde în lan sau poate o zonă de băltire, combina își face singură reglajele pentru a ajunge aproape, cât mai aproape de targetul sitat anterior. Iată că suntem în fața primei combine complet automate din lume, așa cum spuneam. Pe lângă această specificație specială care se numește IK2, Integrate de Combine Adjustment sau ajustare integrată a combinei, avem și alte tehnologii de inteligență, bineînțeles autotracul care este pe piață de mulți ani și așa cum a spus colegul meu Paul, este o tehnologie care integrează un sistem de autocalibrare a senzorului de masă. Noi îl numim ActiVilt și constă în trei senzori de cântărire de, din buncăr, care în mod automat Uh, calibrează senzorul de masă pentru ca documentarea producției noastre să fie cât mai acurată. Putem să facem acest lucru pentru uh, culturi precum grâu, porumb, orz, rapiță și soia. Urmează și pentru celelalte, bineînțeles. Uh, nu în ultimul rând, sistemele de telematică, sistemele de urmărirea activității le oferim în standard, bineînțeles, pentru combinele noastre inteligente. Și m-aș opri aici la principalele elemente de noutate cu privire la noua combină S700. Domnul Ivașcu, invitații mei au vorbit despre tehnologie de înaltă calitate. Aș vrea să vorbiți un pic despre proiectul pe care dumneavoastră cei de la Apimar îl aveți cu cei de la Harnasch. Mă voi întoarce la un subiect care frige în perioada asta: lipsa forței de muncă. E o necesitate, e o realitate și știu că asociația s-a implicat direct. Primele rezultate au început să apară. Anul trecut ați început împreună cu cei de la Colegiul Harnaș din București să puneți bazele primelor două clase de învățământ dual. A fost uh, o etapă premergătoare, lucrurile continuă și anul ăsta. Și vreau să-mi spuneți în ce stadiu vă aflați uh, în perioada asta, vis-a-vis -vis de înscrieri, vis-a-vis -vis de atractivitatea proiectului față de elevi și părinții în același timp. Da, într-adevăr, așa cum au spus și colegii mei uh, mai devreme, Uh, în cadrul asociației noi am identificat această lipsă, această lipsă de personal calificat pe piața forței de muncă și atunci am luat uh, decizia că trebuie să facem ceva. Uh, din experiența colegilor mei uh, am hotărât că un sistem de învățământ profesional în sistem dual este cel mai uh, potrivit pentru, pentru, această, pentru acest proiect uh, și apoi am, uh, am mers la cei de la Colegiul Harnaș, întrucât uh, ei sunt situați ca și Colegiul uh, în București, într-adevăr, dar sunt cel mai aproape de către toți membrii APIMAR, unde ei au sediile și uh, serviciile cele mai bine dotate din punct de vedere tehnic și tehnologic. Uh, am solicitat uh, un pic uh, temător la început o clasă de 28 de elevi, uh, urmând uh, a, a vedea exact uh, câți vor fi, câți se vor înscrie, uh, dar datorită și dumneavoastră, a mediei, ne-ați ajutat foarte mult uh, în promovarea proiectului. Uh, am avut uh, un număr de 42 de elevi înscriși inițial, uh, lucru care ne-a bucurat și uh, ne-a determinat să solicităm către Inspectoratul București și către Minister o suplimentare a primei clase de mecanici agricoli și iată, la începutul anului trecut am avut două clase de, de mecanici agricoli. În, de, în, sistem, în sistem dual. Ce înseamnă învățământ profesional în sistem dual? El se deosebește un pic de învățământul clasic profesional prin faptul că copiii vor începe cu o practică de 25 în primul an, 25% din numărul de ore alocate, urmând ca în anul 3, care va fi și un an anul final, aceste ore să crească la 75% din numărul de ore alocate în învățării. Noi, ca și Asociație, de fapt, prin intermediul membrilor implicați, oferim acestor copii cei drept și avantaje materiale, dar și avantajul că pot învăța într-un mediu profesionist și, astfel, le oferim o bursă de 200 de lei pe lună, la care, într-adevăr, aici contribuie și statul cu o bursă suplimentară, și el de 200 de lei. Iar la acești 200 de lei, ca și bursă, membrii primar mai oferă și cazare. Și de asemenea și trei mese pe zi, ceea ce este foarte important. Ei sunt copii de, de clasa 8 -a, care au finalizat clasa 8 -a. sunt în creștere și bineînțeles au nevoie de atenție deosebită și din acest punct de vedere. De asemenea, la finalul celor trei ani de, de, școală, acești copii vor fi angajați, va fi orată toți cei care vor termina acești trei ani de sistem de învățământ dual, vor fi angajați la operatorul economic unde, unde desfășoară practica. În acest an am hotărât în cadrul asociației să Continuăm proiectul. Avem documentația depusă la Inspectorat și la Ministerul Educației pentru aprobarea încă unei clase de 28 de, de copii. Așteptăm confirmarea, confirmarea clasei, aprobării de către Inspectoratul București. Din ce am înțeles, chiar astăzi are loc un consiliu în cadrul Inspectoratului și sperăm că luni să primim vestea bună. Clasa este aprobată. Întrucât, vă spun sincer, am deja telefoane, cred că am deja 30 de copii interesați până în acest moment să vină la, la, noua, la noua, clasă. Uh, acum depinde foarte mult, uh, la următoarea ședință a primar, bineînțeles, vom ști clar numărul de elevi înscriși și poate cine vom suplimenta, să dea Dumnezeu, iarăși la anul să avem uh, poate două clase de, de copii. Și, bineînțeles, iarăși uh, anul viitor, cu siguranță, va fi un nou, un nou an, întrucât vom dori ca, uh, începând din anul 3, de când se termină prima clasă, să avem în fiecare an cât o promoție, din care, dacă considerăm nu toți, dar măcar 75% vor rămâne în România, pentru că poate unii vor pleca afară, se se mai oportun să lucreze și, și în străinătate, dacă vor rămâne în, pe piața de forță de muncă din România, proiectul deja este un succes. Nu, nu, Radu. Un proiect important desfășurat de cei de la Apimar, un proiect îndrăzneț și în același timp necesar în perioada asta. Lipsa forței de muncă specializată în agricultură. Da, într-adevăr, și noi ne confruntăm cu această problemă și discutam înainte de a intra în in emisiune cu colegul de la Ipsos, să ajuns să schimbăm oameni între noi și e o mare problemă această criză de, de forță de muncă generează și o supralicitare a, a cerințelor a, la nivelul angajaților care pe termen lung nu va fi benefică pentru nimeni, lucru pentru care și noi susținem aceste activități, încercăm și noi începând de anul viitor va fi înființată și o academie a firmei noastre a, și în România care pe cont propriu va a, a, a începe Vom începe prin școlarizarea personalului celor care exploatează utilajele noastre, iar în, într-o fază a doua vom începe și un, un program de școlarizare a personalului care să lucreze în exploatarea, servisarea utilajelor noastre, pentru că elementul cel mai important, orice produs cât de bun este, odată poate avea o defecțiune chiar minoră dacă este, și dacă nu poate fi remediată, problema este majoră cât de mult contează în alegerea fermierilor uh, mentenanța. Știu că foarte mulți dintre ei în momentul în care se hotărăs să lucreze cu un anumit uh, vânzător, cu o anumită firmă, se gândesc și la aspectul ăsta, la mentenanță, pentru că dacă au nevoie de service în uh, perioada recoltatului sau într o anumită perioadă a anului și nu găsesc uh, din partea furnizorului o reacție promptă, atunci pierderile sunt foarte mari. Într-adevăr, în special, dacă vorbim de domeniul recoltatului, intervenția rapidă a echipei de servicii este crucială. Știm foarte bine că fereastra de recoltat poate fi, să zicem, la greu de două săptămâni. Or, în aceste două săptămâni am nevoie ca a mea combină să funcționeze să funcționeze bine. De aceea, compania noastră, având peste 450 de angajați, afectează un mare procent din colegii mei pe parte tehnică, pe parte de servici și vă pot spune că avem peste 120 de colegi care sunt direct angrenați în sistemul de servisare. Dintre cei 120, 80 dintre ei sunt de fapt echipe sau au atelier mobil cu care pot interveni la locația clientului sau chiar pe câmp, cu atelier mobil, scule, laptop, programe de diagnosticare și de servisare, astfel încât, cum a spus și dumneavoastră, să avem un timp de răspuns cât mai rapid pentru a repune utilajul nostru în funcțiune. În cazul dumneavoastră, lucrurile cum evoluează, domnul Radu? Da, cu siguranță, dacă discutăm de mentenanță, în ultimul timp a devenit un element chiar decisiv într-o decizie și vă spun din experiența mea, sunt clienți care spun, domnule, dacă uh, distanța până la un punct service al vostru este mai mare de 30 de kilometri, analizez de la cine cumpăr. Și lucru pentru care noi avem o strategie amplă, pentru ca în următorii ani să asigurăm uh, de servirea clienților de pe o rază ceva mai mică de 60 de kilometri. Dar în plus, față de ce a spus uh, colegul cu echipele de service, uh, sistemele pe care le avem pe utilajele noastre Telematics conferă posibilitatea diagnosticării și chiar remedierii uh, a unor elemente de soft de la distanță, pe care am introdus-o în ultimii doi ani. O testăm și cu mare succes lucruri mărunte, chiar anumite coduri de eroare care influențează parametrii utilajului, vor fi reparați de la distanță pentru a reduce și mai mult timpii de staționare, pentru că știm foarte, știm foarte bine cu toții cât de important este când un utilaj în campanie, când vremea e frumoasă, greu este în perioada optimă de recoltat, utilajul stă. Și am, am reușit ca să reducem foarte mult acești timp morți, iar în următoarea perioadă vom asigura chiar un grad de peste 90% de servisare în timp util. Domnilor, am o întrebare venită din partea telespectatorilor, pentru că sunt foarte mulți fermieri care au această nelămurire și aș vrea să îi ajutăm cu răspunsurile dumneavoastră. Există dublu standard la mașinile și utilajele pe care dumneavoastră le comercializați în România, față de o țară din vest? Cu siguranță nu. Și acest lucru știm nu doar noi, ci și clienții noștri pentru că noi în fiecare an organizăm excursii cu clienții la fabricile noastre cu preponderență la fabrica de combine din Germania, de la Zweibrücken. Și acolo toată lumea se poate convinge că pe aceeași linie de producție vin combine, așa cum sunt comandate, de dealerii din întreaga Europa și de ce nu din întreaga lume. Astfel nu există un standard anume de calitate, ci standardul este cel înalt. Pe de altă parte, evident, fiecare dealer își configurează combinele în funcție de necesarul fermierilor dumnealor. Vă pot da un exemplu. Pentru România, întotdeauna combinele noastre sunt dotate cu tot ce le trebuie atât pentru a recolta boabe mici cât și boabe mari. Nu vorbim de un, de un alt nivel de echipare, pentru că aici la noi în țară, pentru cele peste 8,3 milioane de hectare arabil, avem nevoie să susținem rapiță, grâu, porumb, floarea soarelui minim pentru fermierii noștri. De aceea, opțiunile pe care le punem sunt o consecință a solicitării pieței românești. În schimb, calitatea este una a furnizorului nostru, o calitate de standard înalt. Aș vrea să-mi răspundă și domnul Ivașcu ca și reprezentant al celor de la Apimar. La da. această întrebare? Eu consider că este mai mult acesta este un zvon. Eu cred că ușor în mod așa să considerăm că există un dublu standard, atât la utilaje, la autoturisme, la alte produse alimentare um, și nu cred că e îmbrățișată de marea majoritatea a fermierilor. Și vă spun și de ce. Fermierul din ziua de azi, asta este o opinie personală, este, este un fermier deștept, este un fermier care are acces la informație, are acces la internet, se poate documenta și, bineînțeles, eu ca și fermier, dacă aș fi, aș putea să aflu și dacă într-adevăr există un dublu standard și combina la unul dintre colegii mei, știu că ar fi făcută mai bine în Germania, mă duc și o cumpăr de acolo. Ce mă costă transportul în plus? Atât. Dar, adică eu asta consider că nu, este mai mult un zvon și nu, acest dublu standard la, la utilaje agricole nu există. Domnul Radu. E o temă care îmi face mare plăcere, vă spun, pentru că o studiez de mult timp. Și vă spun, nu trebuie să vă mirați că apare această întrebare, pentru că cei care au trăit colegii sunt mai tineri care au trăit și în vremurile dinainte de 1990, în fabricile din România, produsele se făceau calitatea întâia, calitatea a doua și calitatea a treia. Iar calitatea a întâia mergea la export, calitatea a doua și a treia rămânea pe intern. Deci întrebarea sau, mă rog, această problemă pusă de fermieri nu trebuie să vă mire pe nimeni. Dar, la fel cum a spus și colegul, și noi organizăm în Germania vizită la fabrica de combine, noi avem o singură fabrică de combine și ocazie cu care facem o vizită, este acces liber pe benzile de montaj general, avem pentru fiecare model, câte o bandă de montaj. Și ce este cel mai frumos, în momentul în care șasiul vine pe banda de montaj, el este însoțit de un așa zis certificat de naștere pe care se adaugă fiecare echipament ce se montează pe el, cine l-a montat cu sigla lui și se știe pentru ce țară este făcut. Și ce este frumos, avem. Amestecate două combine pentru România, una pentru Ungaria, una pentru Italia, una pentru Germania, și este exclus o astfel de departajare sau de a produce pe diferite standarde de calitate. Este mult prea costisitor, ca să vă spun direct, și un producător din vest, mai ales de utilaje, nu spun, discut de alte produse pe care nu cunosc, dar cel puțin pentru firma pe care o reprezint, vă pot asigura că este același standard, atât pentru intern, pentru export, pentru orice fel de piață și în plus, la noi în fabrică, fiecare la fiecare lot de 30 de utilaje prin sondaj, este un utilaj la sfârșit extras, iar asigurarea calității care este unul din elementele cele mai importante ale departamentului din cadrul fabricii noastre, reface încă un control general al acelui utilaj și abia atunci lotul părăsește fabrica, iar lotul poate de multe ori să cuprinde combine pentru 15 țări. E bine că s-a făcut toate aceste precizări pentru a nu mai exista niciun fel de dubiu și fermierii noștri să fie cu inima împăcată în, în momentul în care vă trec pragul să fie convinci de faptul că aceeași calitate găsesc în România, în Germania sau în oricare alt stat. Domnilor, foarte multe minute nu mai avem la dispoziție și aș vrea să profit de cele 5 minute pe care le mai avem, să trageți fiecare dintre dumneavoastră câte o concluzie și în același timp să adresați un mesaj și telespectatorilor, celor care urmăresc agricultura la raport. Vă mulțumesc! Um... Aș vrea să vă spun că, deși suntem deocamdată în a doua zi de Romagrotec, resimțim cu bucurie un interes activ al clienților noștri. De ce activ? Pentru că nu ne limităm doar la, cum am spus la început, la a oferta lucruri generale. Trecem deja la un alt nivel de conversație cu clienții noștri. Clienții noștri sunt din ce în ce mai pregătiți, știu foarte bine ce întrebări să pună pentru a alege cea mai bună variantă pentru ferma lor. Și și scopul nostru este mai mult consultativ de această dată. Nu suntem doar purtători de oferte, ci suntem purtători de recomandări de exploatare și suntem purtători de, aș spune, recomandări de alegere a unui utilaj. Pentru că știm foarte bine, trebuie să corelăm foarte bine suprafața fermei cu tipul de utilaj pe care îl recomandăm. Astfel, Beneficiul fiind reciproc, și clientul va prospera pentru că își alege un element sau un utilaj cu care va face treaba bună în ferma lui și în timp util, și, evident, îl și păstrăm în curtea noastră. Domnul Ivașcu. Da. dacă tot suntem la um, capitolul expoziției și expoziții cu demonstrații de mașini și utilaje agricole, doar uh, doresc să amintesc despre un, uh, un nou proiect al nostru al APIMAR, împreună cu organizatorul acestui, uh, acestui târg, și anume uh, este vorba de Demo Show Moldova. Este un proiect pe care noi uh, îl vom desfășura în toamna acestui an, mai exact în luna octombrie, unde vom face prima demonstrație de recoltat cu mașini și utilaje agricole, cu combine, de fapt. Uh, va fi în uh, în zona Moldovei, în, mai exact la Horia, în, în zona Moldovei, cum am precizat, unde vom avea demonstrații cum de recoltat porumb cu, cu combine și unde nu va fi prezent doar un singur producător. Avem deja șase-șapte membri a primarului înscriși la, la acest eveniment. Domnul Radu? o concluzie? Da, eu nu pot decât să mulțumesc celor care au venit și să încurajez pe toți cei care sunt neotărâți. Profitați de această ocazie, profitați de următoarele zile frumoase, veniți la această expoziție, vedeți concentrarea agriculturii mondiale într-un singur loc și vă invităm cu drag la standul nostru, deoarece avem și o tombolă la care se poate câștiga un pachet de piese de schimb pentru utilajele noastre, o excursie exotică și câștigătorul cel mai mare primește un tractor de 100 de cai putere. Domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi aici la Agricultura la raport. Vă doresc mult succes, aveți parte de foarte mulți cumpărători și vizitatori în același timp. Celor de acasă le dau întâlnire după câteva minute de publicitate cu alți invitații.